Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Dălicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom face împreună cea mai tare rețetă de chiftele de cartofi cu mozzarella. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Ne apucăm de cea mai tare rețetă de chiftele de cartofi cu mozzarella și tăiem 800 grame cartofi. După care îi punem la fiert. După ce s-au fiert, îi pasăm. Acum dăm un morcov pe răzătoare. După, punem o tigaie la foc mic și adăugăm 14 grame de unt și îl topim. În continuare adăugăm morcovul și îl călim un pic. După aceasta adăugăm peste piure morcovul călit, legătura de pătrunjel tocat, 150 g mozzarella, o linguriță sare, jumătate linguriță piper și amestecăm bine. Apasă butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și dacă vrei să ne susții, te anunțăm, găsești linkul la cartea noastră de bucată digitală de pe Amazon în descrierea rețetei. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Următorul pas este să punem 2 ouă într-un bol. Mai adăugăm 30 g chefir, 24 g făină și mixăm. Facem biluțe din piure și le trecem prin ou, după care le punem la prăjit. La sfârșit, decorăm după bunul plac. Noi am optat pentru o smântână grasă. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a ne susține realizarea mai multor rețete.